În această după-amiază, CSM Slatina a primit vizita echipei Sporting Roșiori într-o partidă contând în cadrul etapei a 11-a din cadrul Ligii a 3-a. După 90 de minute, scorul a fost 2-0. Cătălin Doman în minutul 21 a transformat o lovitură de la 11 metri, iar în minutul 38 Alexandru Ciucu a înscris un gol spectaculos din lovitură liberă de la 25 de metri. Concluziile în mare parte pozitive. Cred că am făcut un meci destul de bun. Victoria întotdeauna e cea mai importantă, mai ales când îți dorești să câștigi un campionat sau să câștigi ceva important. Cu toate că au obținut cele 3 puncte puse în joc, Burcă s-a declarat nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi, mai ales în partea secundă a jocului. Am fost în vestiar și am vorbit cu ei pentru că nu mi-a plăcut deloc atitudinea din repriza a doua și o să am grijă ca să nu se mai întâmple. Adică pentru mine, le-am spus și lor, au devenit familia mea, așa, dacă au devenit familia mea, trebuie să fie așa cum trebuie, să fie altruiști, să nu-și dorească să iasă în evidență. Felicităm echipa locală pentru victorie, 2 greșeli personale care ne-a costat mult, plus eliminarea. Băieții totuși au răspuns bine, au avut capacitate de efort. Din păcate rămânem fără niciun punct. Sperăm să câștigăm etapa viitoare acasă cu Dăiești. Săptămâna viitoare, CSM Slatina va întâlni în deplasare Minerul Costești.